Ana! Astăzi vreau să vorbim despre apele micelare. Eu, având un ten gras, sunt mare fan apei micelare și le prefer mai mult decât orice alt produs demachiant. Le folosesc întotdeauna la demachiere ca prim pas pentru îndepărtarea machiajului și m-am gândit, pentru că am tot încercat diferite ape micelare, m-am gândit să vă vorbesc și vouă despre ele. Am păstrat ambalajele și am de foarte mult timp ideea de a face acest video, doar că timpul nu mi-a permis până acum. Mai întâi de toate, circulă pe YouTube foarte multe DIY-uri care implică cuvântul apă micelară și sunt foarte multe rețete. Aș vrea de la bun început să vă spun că apa și săpunul diluate nu este egal cu apă micelară. De fapt, nu ar trebui să folosiți nimic care conține săpun pentru a vă demachia sau a vă curăța tenul, pentru că săpunul este iritant pentru ten, usucă tenul și dezechilibrează pH-ul, care poate duce mai apoi la multe probleme ale tenului. Dar astăzi vom vorbi despre adevăratele ape micelare care conțin miceli, pentru că asta și îi dă numele apei micelare. Acele miceli fac ca produsul de demachiere să fie unul lichid și transparent, cu o textură aproape asemănătoare cu apa, și un lucru care l-au în comun toate apele micelare este faptul că se presupune că nu e nevoie de clătire. Spun se presupune pentru că, din câte am citit și am aflat și eu de la dermatologi și persoane care sunt consultanți de beauty, ar fi cel mai corect să vă clătiți, pentru că apa micelară, deși în cazuri de urgență vă poate salva și puteți să scăpați fără să vă spălați, este ușor săpunoasă. Nu știu dacă e cel mai corect termen pe care aș putea să-l folosesc, dar să iau, spre exemplu, bioderma. Dacă o agităm, puteți observa că a făcut foarte multă spumă și asta se întâmplă în cazul tuturor apelor micelare, motiv pentru care eu nu aș lăsa-o direct pe față decât în cazuri speciale, și mi s-a întâmplat și mie, nu știu, să plec undeva și să nu am apă fix în locul în care mă demacheam, și ca atare să folosesc o apă micelară e mult mai ok decât să stai nedemacheat. Dar în același timp, dacă ai ocazia să-ți faci rutina așa cum o faci în mod obișnuit, îți recomand să te speli după. Și acum, pe baza experienței proprii și din punctul meu personal de vedere, vă voi vorbi despre diferite ape micelare pe care le-am încercat. Voi începe cu două ape micelare care nu mi s-au potrivit și nu mi-au plăcut și eu personal nu le recomand. Una dintre ele este această apă micelară de la Victoria Beauty, cu extract de melc și care are 97% ingrediente de origine naturală. Acest produs mi-a evitat tenul de fiecare dată când am încercat să-l folosesc și a fost o dezamăgire. 400 de mililitri pe care i-am folosit mai degrabă pentru a șterge soaciul de pe mână. Odată ce voi termina cu acest video, acest produs va merge direct în toaletă, pentru că chiar nu mi-a plăcut absolut deloc și, după cum puteți observa, are și o culoare ușor dubioasă. Cert e faptul că mie nu mi s-a potrivit și mi-a iritat tenul foarte tare. Un alt produs care nu mi s-a potrivit, și asta nu pentru că mi-ar fi iritat tenul, n-am avut niciun fel de probleme la acest capitol, însă mi s-a părut o apă micelară lipicioasă, care lăsa o peliculă foarte inestetică. Oricum, eu folosesc apele micelare pentru demachiere, pentru primul pas în care mi îndepărtez machiajul, și apoi folosesc un gel de curățare, dar până ajungeam să-mi pun gelul de curățare pe față, deja simțeam fața că mă strânge și că e foarte, nu știu, că se lipește, și o senzație foarte ciudată. Ba chiar am avut două ape micelare de acest gen, pentru că le-am găsit la ofertă, și cum sunt genul de om care atunci când găsește o ofertă profită de ea, am cumpărat două și a fost un pic ciudat să le termin, dar le-am terminat și după, cu siguranță, nu le-am recumpărat și nici nu le-am recomandat. Această apă micelară este cu 3 uleiuri detoxifiante pentru față, ochi și buze de la Yves Rocher.
După cum puteți observa în spatele meu, în cadru, am mai multe ape micelare, toate mi-au plăcut, însă există un top și voi începe de la cea care mi s-a potrivit cel mai puțin și vă voi spune și de ce nu mi s-a potrivit. Voi începe cu apa micelară de la L'Oreal. E o apă micelară delicată, cu ingrediente ok, este pentru piele sensibilă și uscată, este fără parfum, din nou spune că nu trebuie să freci și nici să clătești, este hipoalergenică și că îndepărtează machiajul și mizeria de pe ten în mod delicat. Mi s-a părut ușor mai uleioasă și având un ten gras, acest lucru m-a făcut să nu o prefer. Aș vrea să o recomand persoanelor care au tenul uscat. Cu siguranță vor simți un efect reconfortant și un efect foarte plăcut, dar cum eu am tenul gras, nu mi s-a potrivit. Și din acest motiv am pus-o ultima în top. Am îndrăznit totuși să mai încerc o apă micelară de la Yves Rocher și am făcut foarte bine pentru că această apă micelară de la Yves Rocher mi-a plăcut. Este cea pentru piele normală și mixtă, pentru ten și ochi. Mi-a plăcut de la modul foarte fresh în care se simțea. Sunt 100% sigură că a avut și parfum, da, a avut și parfum. Dar îndepărta foarte bine machiajul și nu irita tenul și chiar a fost bună, n-a lăsat tenul lipicios, așa încât nu vă blocați dacă, nu știu, găsiți la o marcă un produs care nu vi se potrivește, nu vă blocați și nu mai încercați produse de la marca respectivă, pentru că s-ar putea să vă surprindă plăcut. Așa a fost și cazul acesteia de la Yves Rocher și chiar nu am ce să-i reproșez. Dacă o vedeți în catalog și vreți să o cumpărați, eu o recomand, potrivită pentru toate tipurile de ten din punctul meu de vedere, mai puțin tenurile sensibile. Iar acum voi vorbi despre cele 5 ape micelare care sunt pentru mine niște ape micelare foarte bune și le recomand cu tot dragul. Pe locul 5 este apa micelară de la Blanchette B și motivul pentru care nu se află mai în față această apă micelară este faptul că la ingrediente are și iritanți care pot cauza probleme pentru cineva cu tenul sensibil. Dar, altfel spus, este o apă micelară care îndepărtează machiajul mai bine decât toate celelalte pe care le vedeți aici. Pur și simplu dizolvă machiajul și dacă o folosiți numai pentru a vă curăța machiajul și apoi veniți cu un gel de curățare, este foarte bună și foarte ieftină, o recomand. Pe locul 4 se află apa micelară de la Nivea. Este o apă micelară 3-in-1 care curăță în profunzime, îndepărtează în mod blând machiajul și mizeria atât a feței cât și a ochilor și în același timp și împrospătează pielea, are dex pantenoi, ulei de semințe de struguri, e fără paraben și fără parfum. Ce mi s-a părut mie că ar putea să, nu știu, să fie un lucru de menționat, mi se pare perfectă pentru tenul gras, nu știu cum s-ar împăca cineva cu tenul uscat, pentru că este genul care chiar curăță bine tenul și îl simți cu adevărat curat, motiv pentru care mie mi-a plăcut foarte mult având un ten mixt spre gras. Dar mă gândesc că pentru cineva cu tenul uscat s-ar putea să simtă un pic tenul prea uscat. Îndepărtează bine, nu irită, așa încât e în top pe locul 4. Pe locul 3 este o apă micelară românească și sunt foarte mândră că avem și noi un produs de genul acesta și este un produs foarte bun. Motivul pentru care este pe locul 3 este faptul că are parfum, din păcate, dar e un parfum foarte plăcut, e un parfum de trandafiri, e destul de decent, adică nu e ceva foarte puternic, dar persoanele cu ten sensibil cu siguranță vor simți acest ingredient și poate chiar să fie ușor deranjate de acest ingredient. În schimb, nu are paraben, săpun sau alcool și demachiază și curăță cu blândețe fața și ochii. Ei spun că este și pentru piele sensibilă.
chiar îndepărtează bine machiajul, nu lasă niciun fel de peliculă uleioasă, este o formulă foarte blândă pe care o găsesc potrivită pentru toate tipurile de ten. Și da, în afară de parfumul care pentru mine e foarte plăcut, dar știu că parfumul în general nu e ok în produsele de îngrijire, mie îmi place foarte mult această apă românească și țin să o menționez și pentru faptul că e românească și chiar mă mândresc cu faptul că avem și noi produse cosmetice de o calitate foarte bună. Pe locul 2 este apa micelară de la Bioderma. Știți că aceasta este mama tuturor apelor micelare, are ingredientele foarte ok și este pentru piele sensibilă, pentru față și ochi și îndepărtează foarte bine machiajul și pentru că ea este foarte ok la ingrediente, prefer să o folosesc atunci când plec și știu cu siguranță că sunt și situații în care nu mă voi clăti pe ten, pentru că e chiar foarte, foarte blândă și potrivită inclusiv pentru cineva cu tenul sensibil. E foarte bună. Nu știu dacă ar mai fi ceva de spus în afară de faptul că e foarte bună și își merită banii pe care îi dați. O recomand. Iar pe locul întâi este o apă micelară care mi se pare foarte asemănătoare cu cea de la Bioderma, care are un preț foarte bun, o cantitate foarte mare, vi se termină foarte greu această apă micelară și este curată la ingrediente, din nou, îndepărtează foarte bine machiajul, nu are parfum și nu știu ce aș putea să mai spun despre ea. Faptul că nu este doar dermatologic testată, ci este și oftalmologic testată, astfel încât puteți să o aplicați fără probleme pe zona ochilor și eu am încercat-o și pe zona ochilor și mi se pare ok. De menționat că toate aceste ape micelare pe care vi le-am arătat, în zona ochilor, mai ales dacă aveți produse waterproof, nu vor fi chiar ușor de îndepărtat, va trebui să insistați. Însă dacă este o situație de urgență și nu puteți să folosiți și un demachiant separat pentru zona de sub ochi, pentru zona ochilor, pardon, veți reuși să îndepărtați machiajul waterproof sau straturi de machiaj și cu apa micelară, însă va trebui să insistați ceva mai mult. Per total, preferata mea și cea pe care o recomand pentru toată lumea este cea de la Garnier, are și un preț mult mai bun decât Bioderma, dar atunci când sunt situații în care știu clar că nu voi putea să-mi clătesc fața, apelez mai degrabă la Bioderma, iar apoi toate celelalte sunt în funcție de preferințe și de, nu știu, de ce vă doriți voi de la o apă micelară. Dacă aveți să-mi faceți recomandări de ape micelare pe care le considerați foarte bune, aștept în comentarii acest răspuns. Dacă v-a fost util acest video, nu uitați să dați like și share și vă mai aștept la mine pe canal. Pa, pa!